Duminică, 13 mai, la ora 24:05, dispeceratul integrat ISU, ambulanță, al județului Neamț, a fost anunțat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 despre producerea unui incendiu la o locuință particulară în comuna Români, sat Siliștea. La locul indicat de apelant s-au deplasat 3 echipaje de pompieri militari cu o auto specială de stingere cu apă și spumă, un autocamion de intervenție și o ambulanță SMURT de prim ajutor, din cadrul detașamentului de pompieri Roman, fiind sprijiniți și de 4 voluntari cu o auto specială de stingere din cadrul SVSU, Buhuș și Români. Ca urmare a producerii incendiului, au ars circa 130 de metri pătrați din acoperișul, realizat din lemn cu învelitoare din tablă, mansarda necompartimentată, confecționată din lemn și materiale termoizolante cu o suprafață de circa 150 de metri pătrați, acoperișul camerei centrale termice cu o suprafață de 8 metri pătrați și circa 100 de kg articole de îmbrăcăminte depozitate în mansardă. Soția proprietarului a suferit un atac de panică, fiind asistată medical de echipajul de paramedici SMURT, refuzând transportul la spital.